Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Ca de obicei, în fiecare zi de luni până vineri, la ora 18, sunt prezent aici la datorie în fața dumneavoastră pentru a discuta subiecte de interes local. Cred că este singura emisiune, așa să zic, din mass media buzoiană care pune accentul pe problemele de administrație în ideea de a avea un oraș mai frumos și a le și sesiza edililor noștri, evident și cu sprijinul dumneavoastră, ce mai e de făcut prin orașul ăsta și de îmbunătățit. Cum v-am informat încă de ieri, invitatul meu de astăzi este domnul Ciprian Iene, tânăr avocat local, fost consilier local, membru al Partidului Național Liberal și posibil candidat al acestui partid pentru funcția de primar al municipiului Buzău la alegerile ce vor veni anul viitor. Vă salut, domnul Iene, mulțumesc frumos ca de obicei pentru prezență. Bună seara dumneavoastră, bună seara de respectatorilor și eu vă mulțumesc pentru invitație. În prezentarea dumneavoastră mai trebuia să adaug și lucrul ăsta, dar un cetățean atent, așa, cu orașul în care locuiește și ați promis dumneavoastră că veți fi un critic al actualei administrații, chiar dacă ați demisionat la un moment dat din funcția de consilier local. Bun, prima mea întrebare, domnul Iene, este aceea dacă s-au mai făcut pași înainte vis-a-vis de candidatura dumneavoastră pentru postul de primar al municipiului Buzău. Mi-aduc aminte că într-o emisiune precedentă v-ați anunțat disponibilitatea, ba mai mult ați spus că vreți să candidați pentru postul de primar, evident dacă și partidul va fi de acord. Nu, practic, la acest moment Partidul Național Liberal nu a nominalizat un candidat pentru primăria municipiului Buzău. Așa cum spuneam și într-o conferință de presă, procedura internă a Partidului Național Liberal este să desemneze 1, 2, 3 candidați în interiorul partidului, potențial candidați pentru funcția de primar. Se vor face niște alegeri interne în funcție de moțiunile pe care fiecare primar și potențial primar sau candidat la această funcție și le va prezenta în interiorul partidului, raportat și la nevoile urgente ale municipiului Buzău și la planul acestuia de dezvoltare a municipiului, în raport direct proporțional și cu notorietatea pe care o are acesta, va fi desemnat candidatul Partidului Național Liberal. La acest moment suntem și în perioadă așa. Va fi un sondaj de opinie, parcă așa am înțeles. Va exista un sondaj de opinie la nivelul municipiului Buzău. O chestie inedită, să zicem. Nu s-a mai desemnat vreun candidat la primărie până acum în urma unui sondaj de opinie. Nu, nici eu nu știu în istoria recentă a partidelor politice să se fi făcut o asemenea nominalizare. Este mai modernă asta așa cu... Nu, este mai modernă și este și mai corectă, mult mai corectă. Îți vei cântări șansele în momentul în care șansele de câștigarea funcției de primar, în momentul în care vei veni cu un candidat credibil, un candidat care în fața cetățenilor... Sondaj de opinie cu riscurile pe care le incumbă, pentru că am văzut că nu toate sondajele de opinie sunt și adevărate, confirmate de vot. Cu siguranță va fi desemnată o echipă care să facă acest sondaj de opinie, dar v-am spus, sunt mai multe criterii. Da. Discuția în fază incipientă a fost următoarea: notorietate, moțiune, modalitatea în care vede primarul, cel care își depune candidatura. Până în momentul de față, în afară de dumneavoastră, și-a mai anunțat cineva această opțiune, această disponibilitate de a candida pentru postul de primar din PNL Buzău? Eu nu am auzit, dar nici opțiunea mea nu a fost una oficială. A fost una personală, la o întrebare, cred că dumneavoastră mi-ați pus această întrebare, v-am răspuns tot în cadrul unei emisiuni și mi-am menținut această poziție în ceea ce mă privește. Deci nu știți, cu siguranță nici vor exista că ați niște... Bun, așa, nu ați auzit dacă mai candidează cineva? Nu, pentru că la acest moment discuțiile sunt la un nivel neoficial, iar ca zvon nu, chiar nu am auzit. Am înțeles. Bun. Dar cu siguranță sunt doritori. Asta vă pot spune sigur, 100%. Deci vor fi mai mulți candidați de la PNL și se va alege cel mai bun, da? Care să combată împotriva domnului Boșcodea la anul viitor, în 2016. Nu se știe dacă
domnul primar Boșcodală va mai fi candidat la anul viitor. Asta nu se știe. Da, este și opțiunea asta, da, pentru că altfel n-ar fi avut... În funcție de ceea ce se întâmplă, nu vă ascund un lucru, în funcție de ceea ce se întâmplă cu soarta actualului primar al municipiului Buzău, vom vedea și cam cât de mulți candidați vor fi la postul de primar, că dacă va rămâne tot domnul primar Constantin Boșcodală și va candida... Nu se mai bagă nimeni. Nu știu cât se vor mai băga, dar eu îmi exprim dorința și disponibilitatea de a intra într-o luptă. Dacă rămâne totuși domnul Boșcodală, vă mai băgați? Bineînțeles, da? Abia aștept. Da? Păi, oricum, trebuie să vă spun... Este mult mai lesne pentru un contracandidat să-l aibă ca oponent pe domnul Boșcodală. Dar știți că nu aveți nicio șansă în fața domnului Boșcodală. Sau cel puțin asta e părerea mea. Rămâne domnul de Boșcodală nu poate fi învins de nimeni. Eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că poate fi învins. Dar cu un candidat serios, ceea ce nu a existat până la acest eu moment. Eu mă bazez pe ceva, pe niște rețeaua cifre. Electorală. Da, adică domnul Boșcodală sunt atâția angajați la primărie, la RAM, la compania de apă, Prescom, Urbiserv, societăți așa pendinte este, da, de primărie, încât e aproape, are un vehicul electoral domnul Boșcodală, care zice că îl face imbatabil într-o cursă. El a mai zis că îl bate și pe Dumnezeu la vot. Dacă ar candida, bine, o figură de stil, dacă ar candida, domnul Boșcodală l-ar bate. Nu, eu nu sunt de acord cu această opinie și vă spun și de ce. Există un bazin electoral nehotărât și un bazin de electorat care nu vine la vot. Să nu uităm faptul că domnia sa a câștigat alegerile din 2012 pe o prezență la vot de aproximativ 51%, nu mai mult de 51%. Ceilalți oameni și-ar fi dorit să iasă să voteze, dar n-au avut pe cine, n-au avut un candidat serios. Am avut oameni care au încercat să lupte și să știa din start că se bagă într-o luptă care e pierdută de la început. Dar mi-ar plăcea să am posibilitatea. Bine, a fost surpriza cu Iohannis cu Ponta de anul trecut, da, să zicem. E posibil până la urmă, tot așa nimeni n-ar fi crezut că Iohannis să bate pe Ponta la vot. Eu vă spun că și acest vehicul electoral pe care îl are domnia sa, dacă va primi un candidat serios și un candidat care să le explice și opțiunile viabile de a-și păstra locul de muncă, de a munci în condiții mult mai bune, cu salarii mult mai atractive, nu va avea nicio șansă. Numai că ei nu au avut lucrul ăsta și au avut doar... Până în 2012 au avut doar amenințări, doar frica că își vor pierde locul de muncă, doar promisiuni că vor fi angajați ei și copiii lor pe aceste posturi care țin de primăria municipiului Buzău. Iar eu zic că dacă venim cu un candidat serios și cu o prezentare a realității așa cum trebuie, la nivelul timpului în care trăim, cu siguranță nu rămânem doar la nivelul ăsta și nicio companie din subordinea primăriei nu va rămâne la nivelul la care se află, ci din contră va crește, va avea și un spor și de locuri de muncă și un spor salarial, bineînțeles, și o să subliniez lucrul ăsta cu schimbarea șefilor care îi conduc. Bun, o să fie o emisiune destul de grea pentru dumneavoastră, domnul Ciprian. E o emisiune într-un fel și test, așa cum am pregătit-o eu, în ipoteza în care dumneavoastră veți fi candidat la primărie. Cred că este cel mai bine să vă întreb pe dumneavoastră ce ați face dumneavoastră dacă ați fi primar al municipiului Buzău. Și eu voi pune pe ecran, pe parcursul emisiunii, mai multe imagini, dar voi pune și în dezbatere sau voi supune atenției dumneavoastră mai multe subiecte care deranjează momentul de față pe buzoieni, lucruri care, să zicem, n-au fost rezolvate până acum de actuala administrație, să zicem, condusă de domnul primar Constantin Boșcodeală. Dar încep cu imagini care, nu știu, poate se referă mai puțin la acest aspect sau mai mult. Mâine este ziua eroilor în toată țara, dar și la Buzău. Evident, și în municipiul Buzău, chiar în județul Buzău, din câte am aflat, vor fi evenimente care celebrează această zi destul de importantă, încă o dată spun, ziua eroilor. Ba noi aici la Buzău, cred că toți telespectatorii noștri cunosc și acest aspect, avem chiar un cimitir al eroilor, da? În alte orașe nu se găsește așa ceva. Noi avem un cimitir al eroilor, cu eroi nu doar români, dar ci și care au luptat împotriva românilor în războaiele mondiale. Avem chiar și un monument al eroilor, da? Cred că toți buzoienii cunosc acest aspect, da? În cimitirul eroilor avem și acest
frumos monument al eroilor, însă, din păcate, pentru eroi și pentru acest monument și pentru atenția pe care zice-se că o acordăm noi eroilor neamului, monumentul ăsta al eroilor de la Buzău stă să cadă. E gata să se prăbușească. Un cutremur așa puțin, iată, și din punct de vedere estetic, iată cum arată în momentul de față monumentul eroilor de la Buzău. Mâine vor fi festivități acela Buzău și iată, vedeți și dumneavoastră cum arată monumentul. Da? Cimitir ăsta al eroilor aflat în administrația municipalității buzoiene. Da? Prin intermediul societății pendinte, mă rog, Urbiser. Iată cum arată monumentul eroilor. Da? Nu se poate ajunge la el. Pentru că el este înconjurat așa de un gard ăsta de sârmă, pentru că este un pericol public monumentul în momentul de față. Adică dacă cineva ar vrea să urce treptele, da, să meargă acolo pe platforma respectivă, există riscul să-i cadă o piatră în cap de la monumentul ăsta. Da? Eu personal, mergând într-o zi de slujbă la cimitirul, la biserica din apropiere, am văzut cum cădeau bucăți de acolo, de sus, din monumentul respectiv. Încă o dată spun, este administrat de primăria municipiului Buzău. Din câte am aflat eu, dintr-o sursă sigură, da, mâine vor avea loc aceste evenimente la Buzău, dar nimeni n-a venit înainte de acest eveniment să aibă grijă de cimitirul eroilor, să vină să curețe acolo, să vină să taie iarba, să adune bruienele. Frumos, nu? Mâine înaintea evenimentului. Poate află acum de la mine de la această emisiune și trimit repede băieți în seara asta la cimitir și la monumentul respectiv. Dar totuși, din câte știu eu, edilii orașului, sau mă rog, oficialitățile orașului și județului, iată cum cad pietrele după monument, și-au luat măsuri. Festivitatea de mâine nu va avea loc, deci de ziua eroilor, festivitatea nu are loc în cimitirul eroilor și nici la monumentul eroilor, da? Pentru că există riscul să cadă cuiva vreo bucată, vreo piatră, de, vreo bucată de tencuială în cap și are loc toate, această festivitate are loc undeva pe stradă, să zicem, în fața unui alt monument, nu știu dacă e al eroilor, un monument așa mai puțin important, de la, din fața societății integral, exact, cred că buzoienii cunosc, nu? Frumos, vă place domnul Ciprian Iene și uite, purcedem cu adevărat la emisiune. Dacă veți fi dumneavoastră primar al municipiului Buzău, se va mai întâmpla să avem festivități de ziua eroilor în altă parte decât în cimitirul și la monumentul eroilor? Să știți că mie mi-a plăcut foarte mult istoria și mereu am o aplicare așa ontologică asupra acestui domeniu. Întotdeauna și înainte să vin la emisiunea dumneavoastră chiar purtam o discuție cu cineva și legat despre acest eveniment de mâine și îmi povestea cineva mai în vârstă, dacă n-ar fi fost eroi ăștia pe care îi sărbătorim noi mâine, poate că n-am mai fi existat ca stat. Probabil am fi fost ori alipiți Rusiei și ne-am fi luptat precum ucrainieni acum să ne menținem independența și integritatea teritorială, ori poate alipiți de Germania și poate că ar fi fost mai bine dacă am fi fost alipiți de Germania, dar este o glumă ca să facem haz de necaz. Ați ridicat, o să deviez un pic de la subiectul ăsta, dar are legătură, legat de cimitirile din Buzău. Și acum că ne aflăm și în direct, chiar v-aș ruga să faceți o emisiune despre mafia acestor cimitire din Buzău. Nu prea s-a scris, tocmai pentru că cel care le administrează este directorul unei companii. La ce vă referiți mai exact când spuneți mafia acestor cimitire? Cam cum sunt administrate aceste cimitire și cam cât de multe probleme au locuitorii municipiului Buzău atunci când sunt puși. Nu avem încotro. Viața noastră este limitată. Nu că este limitată, dar este face din viața noastră avem parte și de momente fericite și de momente nefericite. Iar momentele nefericite sunt acelea când trebuie să mergem la cineva la locul de vechi sau să mormântăm pe un apropiat sau un prieten. Ar fi un subiect și a fost un subiect tabu an la rând această problemă. Problema cimitirelor, modului lor de administrare, modului lor de întreținere.
modul în care se dau aceste locuri de veci, cui se dau și cum s-au împărțit, și nu vă spun un lucru pe care cu siguranță nu-l știți, dar sunt unii oameni care s-au îmbogățit din afaceri cu locuri de veci și cred că ar trebui scormonit, da, am mai pic, dat așa, câte, scormonit această am văzut situație. Cât era? Era 3.000 de euro un loc de veci, da? Se vendea la Dumbrava, da? Cu 3.000 de euro dat de municipalitate unui samsar și a iar existat cimitirele, și iar domnul Tereacă, cimitirele din municipiul Buzău, nu doar la Cimitirul Eroilor vedeți, le vedeți așa în paragină, ci și la Cimitirul Dumbrava și la Cimitirul Sfântul Gheorghe și la Cimitirul Sfântul Andrei din Micro 14, da. Toate au mari probleme de administrare. O să-mi dați răspunsul la întrebarea mea după ce luăm un prim telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Spuneți, vă rog! Bună seara! Am intervenit pentru că nu mă doiesc că dacă domnul Ciprian ar fi primar, toate aceste probleme vor fi tratate așa cum se cuvine. Numai că eu vreau să mă lămuresc de drumul până la fi primar al Zăsului. Și aș vrea să-l întreb, acest sondaj de opinie care se va face la nivelul orașului Buzău, la întrebările care vor fi întrebate, la care vor fi puse alegătorilor, vor fi numele celor care își vor anunța oficial candidatura la nominalizarea partidului sau vor fi niște nume cu notorietate din care se va alege candidatul partidului? Adică este posibil ca dintre cei care sunt să iasă în sondaj cât mai bine partidul să aleagă chiar și un candidat independent pe care să-l susțină, având în vedere notorietatea la nivelul orașului, pentru că, după câte mi-aduc aminte, la alegerile trecute, PDL-ul așa a făcut, a sprijinit un independent în persoana preotului Negoiță și, pentru mine, îl văd pe preotul Negoiță în continuare un candidat puternic pentru dumneavoastră și pentru ceilalți din PDL, din PNL, chiar la acești sondaj sau chiar un candidat independent la alegeri, la momentul când vor fi alegeri. Bun. Dumneavoastră, cum îl vedeți pe preotul Negoiță? Bun, asta ar fi, să zicem, primele două întrebări. Mai aveți și altceva sau atât? Și mai am încă una. Spuneți-ne și nouă, există PNL la Buzău? Da. Bună și întrebarea asta. Care este conducerea la nivel județean? Care este conducerea la nivel municipal? Dumneavoastră, ce funcție aveți în această conducere, cu ce vă ocupați și, eventual, cam când o să ieșiți în față această conducere, să vedem și noi. Pentru că se apropie alegerile astea și bănuiesc că aveți nevoie de un partid în spate care să vă susțină în eventualitatea în care veți candida. Pentru că încă am o ultimă întrebare. Ce credeți? Dacă la un sondaj la nivel național, mâine vor fi alegeri generale, cu cine veți vota între PSD și PNL? Întrebările, deocamdată, adică răspunsurile sunt la egalitate. Dar ce credeți dacă la aceste întrebări vor fi adăugate întrebările cu nume concrete? Adică aceștia sunt candidații PNL-ului și atunci sunt cu tare din conducerea actuală a PNL-ului la nivel național sau aceștia sunt candidații PSD-ului din conducerea națională? Credeți atunci că lumea va pune vreo ștampilă pe foarte mulți din colegii dumneavoastră de la nivel național care conduc partidul sau din cei care conduc PSD-ul la nivel național? Pentru că atunci când întreb generic PNL sau PSD, lumea se parte într-o parte sau într alta. Dar în momentul când îi pui poze în față, au posibilitatea să le șteargă. Mulțumesc frumos pentru intervenția, domnul meu. Haideți să lăsăm pe domnul Ciprian Iene să și răspundă la întrebările dumneavoastră. Sondajul de opinie va fi cu nume concrete, cu candidați care și anunță această intenție sau doar așa să trec niște nume acolo și la întâmplare și ăla care dă cel mai bine, ăla va fi și candidatul? Nu, cu siguranță. Nu poți să faci un sondaj de opinie cu nume aleatorii neștiind dacă acele nume aleatorii și doresc să candideze la primăria municipiului Buzău. Nu, vor fi opțiuni din partea partidului. Și mi s-ar părea normal. În sensul că își doresc să candideze la funcția de primar al municipiului Buzău și în baza celor care își exprimă această opțiune se va merge într-o formă sau alta pe care eu nu o cunosc pentru că nu
cu siguranță nu mă voi ocupa eu de lucrul ăsta și probabil nici cei din partid, ci se va ocupa o firmă specializată în sondaje de opinie, vor merge și vor vedea care dintre aceștia stau cel mai bine în... Bun, deci dumneavoastră așa vă doriți, evident, dar să nu fie ai cum altfel, candidați pentru că care poți să te duci inițiativă cu nume și sunt destul de mulți oameni cu notorietate în municipiul Buzău. Haideți să luăm pe Ion Viorel de la Gloria Buzău. Nu cunoaște cam tot Buzău, să fim serioși. Și după aceea te duci la el și îți vrei să candidezi pentru mine și lui zic că nu. Și ai făcut un sondaj de opinie și e zero acel sondaj de opinie. Am înțeles. Bun. Preotul Negoiță e un posibil candidat al PNL-ului și un contracandidat periculos pentru dumneavoastră? Nu știu dacă este un candidat al PNL-ului. Eu consider că este un candidat, pur și simplu. Mai puternic, mai puțin puternic, nu pot să-mi dau cu părerea la sau acest moment. Sau poate să nu fie niciun candidat. Sau poate să nu fie deloc, pentru că încă nu și-a exprimat o opțiune clară. Așa, a candidat, are o experiență în ceea ce privește accederea pe această funcție, dar la momentul acesta nu pot să spun că este, poate să fie un potențial candidat. Puternic sau nu, se va vedea atunci. Bun. A treia întrebare pe care v-a adresat-o telespectatorul nostru, dacă există PNL Buzău, da? Și, evident, dacă există, care e conducerea acestui partid sau care sunt oamenii din conducerea acestui partid? Există. Și dacă dumneavoastră aveți vreo funcție pe acolo? Există PNL la Buzău, există noul PNL, să-i spunem așa, conducerea la nivelul organizației județene este formată din domnul Cristi Romanescu, copreședinte al PNL Buzău, și domnul Cezar Preda, la rândul lui copreședinte al PNL Buzău. Iar la nivel municipal, pentru că apreciez că este cel mai de interes pentru cei care ne urmăresc, conducerea este formată tot din doi copreședinți, respectiv domnul Constantin Ionescu, copreședinte din partea vechiului PNL, și domnul George Vlad, la rândul lui copreședinte din partea fostului PDL, cooptat în noua structură a Partidului Național Liberal. Normal că este un PNL la Buzău, sărind și făcând excepție de la articole de presă pe care le-am văzut și eu, există un PNL la Buzău. Articole corecte, nu? Până la urmă. Există și tensiuni, este normal să existe tensiuni, pentru că s-au întâlnit două grupuri care în 2012 au candidat pe liste separate și au fost rivale și este normal să se întâmple așa. Vedem și la nivel național ceea ce se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că nu funcționează. Există un protocol de la care oricine va face rabat și va face excepție va suferi niște repercursiuni. Acum rămâne de văzut ceea ce se întâmplă. În principiu, protocolul la Buzău se respectă, funcția chiar dacă există anumite tensiuni. Din PNL Buzău. Eu sunt co-vicepreședinte la organizația municipală, să zicem așa, un co-prim vicepreședinte, dar această funcție nu este clară în noua structură a biroului permanent deci local. Vicepreședinte am o funcție la organizația municipală. Eu vă spun sincer, din experiența mea de politică și de membru de partid, funcțiile contează mai puțin. Contează cam cât de mult te implici în viața socială și în viața publică. Nu în interiorul partidului, că în interiorul partidului astăzi poți să fii, mâine poți să nu mai fii. Contează ce îți dorești tu să faci pentru viața socială și administrativă. Am răspuns întrebărilor telespectatorului nostru, rămăsesem la restanța asta cu Monumentul Eroilor. Dacă veți fi primar, se va mai întâmpla să avem Ziua Eroilor sărbătorită în altă parte? Nu, normal că nu trebuie. Cei mai mulți eroi sunt îngropați în Cimitirul Eroilor. De asta poartă și această denumire. Mai mult decât atât, preponderent acest cimitir al eroilor, în acest cimitir al eroilor erau locurile de veci date cadrelor militare. Nu de puține ori și, așa cum spuneam, datorită unor evenimente nefericite, am văzut aviatori care s-au prăbușit cu avionul în timpul serviciului lor la unitatea de la Bobocu și au fost înmormântați acolo, pentru că beneficiau de gratuitatea unui loc de veci, fiind cadre militare active sau chiar și în rezervă. Nu, trebuie să le acordăm cinstea cuvenită. Iar eu vă spun următorul lucru. Buzăul nu și-a luat modele de dezvoltare locală. Întotdeauna lucrurile s-au făcut fiecare după capul lui. Iar la momentul acesta, cred că cel mai la îndemână pentru municipiul Buzău, pentru că deja am pierdut startul cu mulți ani față de județe apropiate, aflate în proximitatea, reședințe de județ aflate în proximitatea Buzăului, cum ar fi Brașovul, de exemplu. Noi trebuie să ne luăm modele.
Și de ce m-am dus cu gândul spre zona montană? Pentru că anul acesta, Crucea de pe Caraiman a primit un grant, a primit o sponsorizare și un grant în sensul de niște bani de la bugetul Uniunii Europene pentru refacerea acelui monument, care nu a mai fost refăcut de foarte mult timp. Pe același model, primăria trebuie să-și pună o echipă, să-și reformeze un pic echipa administrativă, echipa de funcționari publici și să-i direcționeze. Măi, voi de dimineață până seara vă puneți și vedeți cum se accesează aceste fonduri. Nu, noi n-am descoperit acum gaura în covrig. Au descoperit-o alții înaintea noastră. Motiv pentru care ne uităm în ograda altora cum au făcut și noi luăm exemplul lor. Am Iar înțeles. Cu siguranță există bani pentru astfel de restaurări. Bun, anul viitor sunt alegerile, da? 2016 anul viitor. Acum suntem pe 20 mai, da, 2015. Dacă ajungeți primar la anul, pe 20 mai 2017, dar ar trebui să avem monumentul ăsta refăcut. Vă dați seama că asta ar fi e o chestiune de e o săptămână. Zilic până la urmă. E da. O chestiune de să avem lucruri mult mai importante în Buzău și vă spun că acum și oricine, numai că trebuie să primești niște avize, fiind monument istoric, trebuie să primești niște avize de la Ministerul Culturii și cunoscând de aproape procedura asta că m-am confruntat cu ea la mine la birou. Mai există și alte monumente istorice. Bun, durează avizele, durează 3 avizele, luni, 4 dar luni, da, după aia iar se face. Costurile nu sunt chiar atât. Deci o primă promisiune a dumneavoastră, dacă nu voi mai promisiuni. Fi să fac și eu emisiunea asta aici, domnul aveți Tărea, grijă. Că să știți că nu fac promisiuni, încercăm să găsim soluții și încercăm să ne luminăm cu toții ceea ce este de făcut. Acum nu fac promisiuni și nu vreau să fac vreodată promisiuni. Păi nu, te-a zis că nu va arăta așa. Nu va arăta așa, da. Bun, mergem mai departe. Haideți să mai vedeți niște imagini interesante. Abia acum începe efectiv emisiunea, zice eu. Nu știu dacă ați fost vreodată, domnul Ciprian Iene, în cartierul Micro 14, pe strada Iazului, da? Uite așa arată în cazul în care n-ați fost niciodată, atunci când se întâmplă să plouă. Da? Să nu credeți că nu sunt imagini din Buzău, vă garantez eu că sunt din municipiul Buzău, dintr-un cartier cu oameni, da? Paradoxal, trăiesc oameni acolo, sunt și case, ba chiar și câteva blocuri, sunt și copii, da, care merg la școală, copii care n-au niciun loc de joacă, care trebuie cărați în brațe de părinți pentru a fi duși la școală în condiții cât de cât acceptabile, pentru a nu se duce înnomoliți cum se duc unii la țară, da, să zic, pe la chiliile, de exemplu, sper să nu se supără așa de la chiliile, dar zic și eu, na, că pe la chiliile așa se duc copiii la țară, na, sau la Bisoca, da? Ce părere aveți? Ce vă spun în primul rând aceste imagini și poate promisiunea, da? Că nu vă mai arăta așa dacă dumneavoastră veți fi primar. Știți că mie îmi place de fiecare dată să glumesc, să mai presar așa cu câte o glumă. Această stradă își merită numele de strada Iazului. Ce pot să spun? Deci trebuie lăsat așa. Păi ce să spun, domnul Tăreacă? Spune felul următor. Nu în 2012 domnul Constantin Boșcodară să bătea cu pumnul în piept că va asfalta 55 de străzi din municipiul Buzău, mai mult de un sfert. Și nu se lăuda el că va face, va drege. Nu, și în 2012 promita că va asfalta 133 de străzi. Mai nou s-au tăiat și acum pe 23 iunie, ca să nu vorbesc așa, să nu parcă vorbesc în necunoștință de cauză, că chiar sunt aplecat asupra problemelor. Acum pe 23 iunie așteptăm să desfacă plicurile alea, să vedem cine a participat la acea licitație pentru asfaltarea acestor străzi. Și chipurile pe următorii 3 ani va fi un mare șantier în municipiul Buzău. Nu va fi niciun șantier în municipiul Buzău, pentru că anul viitor va fi an electoral și nu îi va vota buzoienii deloc pe cei care au promis lucrul ăsta. Oricare ar fi, că ar fi actualul primar, că ar fi alt candidat din partea actualului primar, că tot el va rămâne la butoane, indiferent ce se va întâmpla. Vă rog să mă mai uitați puțin la imagine, domnul Iene. Un telespectator al emisiunii noastre s-a legat de mine, m-a criticat într-o emisiune precedentă când am prezentat aceste imagini, că am catalogat zona respectivă ca fiind un ghetou. Am greșit? Nu, un bazin, puteți să-i spuneți, da, probabil că ați greșit. Un bazin, nu știu, un bazin de... O să crească pești oamenii care sunt acolo, poate își îmbunătățesc viața. Nu, este într-adevăr un ghetou ceea ce este acolo și nu e... Am văzut din imaginile pe care le-ați prezentat că nu doar apă este și mizerie în jurul bălților acelora. Nu este o stradă de oraș, nu este o stradă pentru o zonă urbană. Da, poate fi undeva la marginea orașului, într-o zonă în care dacă e în plină dezvoltare. Dacă veți fi primar și o să vă prezint imagini, hai să zic așa, după vreun an, doi, de când veți fi primar și vă veniți acela la emisiune și vă prezint imagini dintre astea, vă dați demisia?
Haideți să vedem cum stau lucrurile. Nu vreau să facem afirmații de genul ăsta, pentru că nu pot să vorbesc de ceva, nu pot să vorbesc de un lucru pe care nu pot să-l anticipez. Haideți să vedem care este bugetul municipiului Buzău și cu siguranță, eu dacă voi candida la primăria municipiului Buzău, voi veni în fața dumneavoastră cu un plan integrat de dezvoltare local. Mai luăm un telefon în direct. În regulă, spuneți, și o să vă spun după aceea continuați ideea, să nu lăsăm telespectatorul să aștepte foarte mult timp pe fir. Bună seara, spuneți vă rog, dacă mai sunteți pe fir. Da, probabil că a închis telespectatorul, ne cerem scuze, dar poate reveni în câteva minute și promitem că de data asta cum intră, cum îl introducem în direct. Bun, și mai sunt și alte zone din municipiul Buzău. Asta vreau să vă spun, dacă îmi voi pune candidatura, nu voi veni doar de dragul de a zâmbi în fața camerelor de luat vedere sau a merge pe stradă și a zâmbi în fața oamenilor. Voi veni cu un plan integrat de dezvoltare a municipiului și aș vrea să-l întrebați și pe actualul primar și pe viceprimar, să-i întrebați dacă ei știu ce înseamnă acest plan integrat de dezvoltare a unui municipiu. Nu, dar eu cred că nu vor ști. Eu știu că ni s-a promis așa, ni s-a făcut planuri din punctul ăsta de vedere. Planul mare asfaltat, ni s-a promis în 2012. Domnul Poș pădea la coalea să te-a în locul dumneavoastră. Da, și iată acum suntem în 2015. Domnul Tereacă, eu prea multă experiență în administrația publică locală nu am. Am făcut teorie, asta nu pot să vă ascund că nu am făcut teorie, dar în practică nu am făcut foarte multă. Dar ce văd eu la primăria municipiului Buzău, văd că nu știu nici practică și nu știu nici teorie. Acum, haideți să alegem între un om care știe foarte multă teorie și nu știe practică, dar e dornic să învețe și să aplice, ajutat de fiecare compartiment în parte de la primărie, pentru că avem compartimentul resurse umane, compartimentul urbanistic, departamentul economic. Avem departamente acolo, iar oamenii aia trebuie să muncească și cu dorința de a face și cu dorința de a actualiza tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, așa cum v-am spus, iar din punctul meu de vedere Brașovul și Sibiu trebuie să fie un model pentru Buzău. Trebuie să fie un model pentru Buzău și datorită poziției noastre de oraș la întretăierea drumurilor și cu oportunități de dezvoltare locală extraordinar de mari. Dar știți, mi-e și teamă să vorbesc, să spun lucrurilor așa cum vi le prezint acum, pentru a nu fi catalogat ca demagog. Mi-ar plăcea să vin în fața noastră cu un plan integrat de dezvoltare. Și vă spun în felul următor. Nu trebuie să venim cu proiecte din astea. Vrem să facem asfaltare. Vrem nu știu ce să mai facem. Nu, domnule, avem un plan integrat. Care sunt prioritățile? A revenit telespectatorul nostru. Haideți să vorbim cu el mai repede de data asta. Bună seara, spuneți vă rog. Alo? Da, spuneți vă rog. Sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ziceți. Să trăiți, domnul Tereac. Să trăiți și dumneavoastră. Dar întrebarea, vă rog, că suntem în grabă. Întrebarea așa. Pentru domnul Ciprian? Da, vă rog. Dacă vine primar... Așa? Mă ia și pe mine să mătur pe acolo, pe la primărie. Păi de ce? N-aveți serviciu. Da, un telespectator glumeț, să-i zicem. Da, e foarte bine că este glumeț. Chiar ne-a făcut și pe noi să zâmbim aici în emisiune. Apropo de ce spune domnul Iasa. Păcat că nu țintește mai sus, adică doar statutul de moderator. Da, chiar a fost o cerere de bun simț. Dar eu vreau să spun următorul lucru, pentru că dumnealui a subliniat un lucru foarte, foarte clar. Trebuie să ne dezobișnuim de a înțelege că primăria se raportează individual la oameni. Adică vine cineva la primul. Eu vă spun sincer, în audiențe individuale un primar nu trebuie să primească. Un primar este pus în funcția aceea pentru a rezolva problemele colective. De exemplu, ceea ce spune domnul telespectator, nu am loc de muncă. Eu nu mă raportez la domnul Nicolae sau nu știu cum îl cheamă pe telespectatorul nostru care vrea un loc de muncă, ci trebuie să identific dacă există o problemă generală și sunt foarte mulți, foarte mulți oameni în situația domniei sale. Mie mi se pare o prostie asta și o prostie care ține de educația aceea comunistă, din păcate a cărei repercursiunile simțim și astăzi, ca fiecare om să zică, băi, dacă mă duc la primar îmi rezolvă problema. Nu, primarul rezolvă problemele colective, nu individuale. Evident, da. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți vă rog. Bună seara. Vă rog. Văd că tânjiți după niște exemple destul de bune, așa, Brașov, Sibiu și alte probleme. Dar știți că acolo s-au făcut niște dezvoltări industriale, niște parcuri industriale, în care s-au făcut locuri de muncă, în care s-a ridicat puterea de cumpărare. Dumneavoastră, ce ați face în Buzău? Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Nu știu dacă vă pricepeți la economie politică, la economie sau la mediul de afaceri. După câte vă văd așa, nu prea.
Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și dacă nu mă pricep, o să am rugămintea să mă ajutați acolo unde nu mă pricep, pentru că toți trebuie să punem umărul și să înțelegem ceea ce avem de făcut și care este rolul nostru în locul în care trăim. Dar o să vă și răspund din punctul meu de vedere și dacă este bine sau rău mă veți judeca după aceea și dacă ne întâlnim și dacă eu voi ajunge într-o postură publică. Chiar am vis-a-vis de parcuri industriale putem spune că nu s-au făcut până în momentul de față în municipiul Buzău, adică nici ăștia alții care au fost n-au făcut așa ceva, da? Vă rog, răspunsul dumneavoastră. Bun. Este o altă problemă pe care administrația publică locală de la acest moment nu a știut să o gestioneze de-a lungul timpului și trăim neajunsurile acestui fenomen, că nu avem locuri de muncă și un parc industrial dezvoltat, tocmai lipsei de înțelegere. Și în egală măsură cu lipsa de înțelegere mai este și următorul aspect. Contractele date cu dedicație și păstrarea firmelor de casă pe care primăria municipiului Buzău le-a întreținut. Vrem sau nu vrem să credem, le-a întreținut. Și într-adevăr, avem o dezvoltare timidă a parcului industrial, o redezvoltare după acea dezvoltare a zonei industriale, da? Dar foarte timid. Lucrurile nu le putem discuta într-o simplă emisiune. Acest subiect chiar necesită mai mult timp de dezbatere. Dar primăria, eu zic că ar trebui să plece de la următorul raționament. Trebuie să încurajeze dezvoltatorii locali în principal, pentru că ei vor fi tot timpul statornici aici. Și vrem, nu vrem, trebuie să-i ajutăm și să-i întreținem, pentru că dacă nu i-am ajuta, ei vor dispărea și vom avea și noi, la rândul nostru, mari probleme, dar și cei regionali. Eu, în primul rând, aș da drumul la concesionările de terenuri și le-aș facilita un loc în care să se poată dezvolta, să-și facă o mică fabricuță, să-și facă depozite, pe redevențe în limitele legii, dar cu redevențe mici, sau cel puțin pentru o perioadă, pentru a nu fi puși în situații economice precare, și un dialog continuu și perpetu cu mediul de afaceri existent, dar nu sub ușile închise și nu cu ușile închise. Un dialog vizibil, o transparență a acestui dialog cu mediul de afaceri actual, care la rândul lui își dorește să se dezvolte, vrem sau nu vrem. Și trebuie să-l și ținem. Dar am foarte multe idei în cap și timpul este limitat, da. să vi le explic. O nouă provocare pentru dumneavoastră, domnul Ciprian Iene. Haideți să mai vedem câteva imagini. V-am prezentat puțin mai devreme așa, un cartier cu probleme. Haideți să vedeți câteva trotuare, da? Cum arată câteva trotuare cu probleme din municipiul Buzău. Astea sunt de pe strada Democrației, da? O stradă circulată, așa să zicem, din municipiul Buzău, destul de importantă. Figura așa într-un top al celor mai proaste trotuare din municipiul Buzău, drept că pot fi trecute și altele în acest top, cum sunt, de exemplu, trotuarele de pe Averescu sau trotuarele din zona industrială, cum ne-a sugerat un telespectator, și multe altele. O părere, domnul Ciprian Iene, vis-a-vis de trotuare, da, și ce aveți dumneavoastră de gând să faceți în această privință? Eu v-am spus, punctual, așa nu e bine să luăm lucrurile. Trebuie să le luăm într-un plan de dezvoltare integral. Și am pune priorități transporturile, că este o prioritate transporturile, pentru că infrastructura rutieră este la pământ în municipiul Buzău. Transporturile, incluzând străzile, incluzând trotuarele, incluzând mijloacele de transport în comun și multe alte lucruri care țin de infrastructura rutieră, treceri de pietoni unde trebuie, ronduri, și nu vă ascund că mereu m-am rugat când eram în consiliu local să se facă ronduri și să nu mai lase intersecții semaforizate. Vă spun că urgent avem nevoie de un rond la intersecția Bulevardului 1 decembrie 1918 cu strada, cu podul de la Drăgaică, cu strada aceea care duce la acolo, și avem urgent nevoie de un sens giratoriu. Nu s-a inventat, da, e o zonă sensibilă, nu s-a inventat acolo până acum acolo. Și mai sunt câteva străzi care au nevoie de sensuri giratorii, inclusiv cea de la ieșire tot din bariera Ploiești, trebuie neapărat făcut un sens giratoriu, pentru că acolo se vor întâmpla foarte multe, iar în fața Dorobanții, cu Broșteni. Sunt multe zone. Foarte multe străzi cu sensuri unice ar trebui făcute. Și există posibilitatea să facem străzi cu sensuri unice, da? Bun. Nu eu s-a înțeles fenomenul ăsta. Asta cu trotuarele. Ia uitați cum încearcă să meargă o doamnă, are și pantofi. Pe acest proiect de dezvoltare,
cu prioritate numărul 1, dezvoltarea infrastructurii rutiere, trebuie prinse și aceste trotuare. Dar rușine, nu putem vorbi. V-ar fi rușine dacă ați fi primar și v-ați prezenta imaginile astea? Eu n-aș mai fi ieșit pe stradă, vă spun sincer. Nici la televizor n-aș fi apărut. Stăteam acolo închis și îmi țineam clientela mea de clasă, cărora le dau contracte pe aici, pe acolo. Și asta era. Așteptam să treacă 4 ani și îmi vedeam de treaba mea dacă eram în situația asta. Bun. Publicitate, revenim după câteva minute cu alte imagini, așa, și cu alte subiecte, zic eu, care trebuie rezolvate în municipiul Buzău. După publicitate citesc și mesajele pe care le-ați trimis dumneavoastră până acum. Revenim.